o mie și una de nopți. De a 50-a noapte continuă povestea cu sultanul Omar al Neman și cu cei doi fii ai săi, minunații Sharkan și Daul Makan. Cea de-a 50-a noapte, Scheherezada spuse: Mi s-a izvodit, o norocitule sultan, că tânăra crăiță Abriza spuse: Și vom vedea care dintre voi este cel mai viteaz. Iar patriciul Masura spuse: Pe Mesia, drept spui, întrucât am să mă înfățișez eu mai întâi pe câmpul de luptă. I-a zise: Atunci așteaptă să-i dau de știre și să iau răspuns de la el. Dacă se învoiește, treaba s-a făcut. Dacă nu vrea, va fi oricum un oaspete cinstit și ocrotit. Și Abriza zoria se duce la Sharkan și a-i da de știre, ci fără a-i spune cine este ea. Atunci Sharkan pricepu cât de rău gândise despre cinstea copilandrei și tare se mai căi, și pentru două pricini: că gândise urât despre copilă și că se aruncase nechipzuit în inima țării rumilor. Pe urmă spuse: O stăpână mea, nu prea sunt deprins să mă bat așa, numai împotriva unui războinic, ci împotriva câte 10 războinici deodată, întrucât eu în felul acesta înțeleg să încing lupta. Zise și sări drept pe cele două picioare ale lui și se repezi dinaintea oștenilor creștini și ținea în mână paloșul și pavăza. Când îl văzu pe Sharkan că vine, patriciul Masura sări asupra lui dintr-o săritură și îl încolți cu strășnicie. Ci Sharkan a bătut lovitură icnită și se năpusti ca un leu împotriva potrivnicului său și repezi în număr o izbitură atâta de amarnică încât paloșul ieși scânteind prin șold, după ce spintecase pântecele și măruntaiele. La priveliște aceea, prețuirea lui Sharkan crescu și mai mult în ochii tinerei domnițe, care își zise: Iată într-adevăr viteazul cu care aș fi putut să mă lupt în pădure. Pe urmă se întoarse către oșteni și strigă la ei: Ce așteptați de nu luptați mai departe? Nu aveți de gând să răzbunați moartea patriciului? Atunci păși înainte cu pași mari un uriaș înfricoșător la înfățișare și cu chipul clocotind de năprăsnicie. Și era chiar fratele patriciului Masura. Dar Sharkan nu-i lăsă răga să-și arate tăria și îi arse la umărul lovituri de ieși paloșul scânteind prin șold și după ce-i spintecase pântecile și măruntaiele. Atunci, unul câte unul, alți oșteni pășiră înainte, dar Sharkan îi făcea să îndure aceeași soartă, iar paloșul lui se juca de-a zburătăceala cu capetele lor. Și așa tăie el 50. Când cei 50 care mai rămăseseră văzură dobânda căpătată de tovarășii lor, se strânseră grămadă și se năpustiră toți la olaltă asupra lui Sharkan. Da, își găsiră beleaua, că îi întâmpină Sharkan cu o inimă mai tare ca piatra și îi bătu cum se bate grâul pe arie și îi nimici și pe ei și sufletele lor pe vecie. Atunci domnița Abriza strigă la slujnice: Se mai află alți bărbați în mănăstire? Ele răspunseră: Nu se mai află alți bărbați decât numai străjirii de la porți. Atunci domnița Abriza veni dinaintea lui Sharkan și îl luă în brațe și îl sărută cu patimă.
Pe urmă, socoti numărul morților și găsi că sunt 80, iar ceilalți 20 de oșteni izbutiseră, în pofida stărilor, să scape și să se facă nevăzuți. Și Șarcan socoti atunci să-și șteargă paloșul cel însângerat și, călăuzit de abriza, se întoarse în mănăstire procitind stihurile acestea de vitejie. Într-o zi, turbați tâlharii m-au împresurat cu zvoană. Murgilor cu coamă lungă i-am zvârlit atunci drept hrană leilor pustiei, frații mei, cumpliții lei. Ușurați-mă de greul hainelor, flăcăi mișei! Ce în ziua aceea numai m-am rotit așa o leacă, iar flăcăi aceia strașnici au rămas pe jos să zacă. Toți, de-a lungul și de-a latul, doborâți prin praf polog, în pustiul fără margini și sub soarele de foc. Și cum ajunseseră în sala cea mare a mănăstirii, tânăra abriza, zâmbind de bucurie, luă mâna lui Șarcan și și-o duse la buze. Pe urmă își scoase haina și de dedesubt se iviră o cămașă de sârmă cu zalele bătute strâns și un paluș de oțel subțire de la țara Iridului. Și Șarcan, uluit, o întrebă. Ce este, o stăpâna mea, cu cămașa aceasta de sârmă și cu paloșul acesta? I-a spuse. O, Șarcane, în dârtora luptei tale m-am îmbrăcat de grabă cu ele ca să alerg în ajutorul tău, dar brațul meu nu ți-a fost de nicio trebuință. Pe urmă, domnița abriza porunci să vină străjirii de la porțile mănăstirii și le zise. Cum de-ați lăsat să răzbat aici oamenii domnești fără îngăduința mea? Ei spuseră. Încă nu este datina de a se cere o învoire de intrare pentru oamenii domniei și mai cu seamă pentru patriciul lor cel mare. Abriza spuse. Eu tare vă cam presupun că ați vrut să mă dați pierzării și să fie ucis oaspetele meu. Și îl rugă pe Șarcan să le taie capul. Și Șarcan le tăie capul. Ea atunci le spuse celorlalți robi ai săi. Li s-ar cuvenit și mai rău decât așa. Pe urmă se întoarse spre Șarcan și îi spuse. Iacă-te, o Șarcane, cam să-ți dezvăluiesc ceea ce ți-a fost ascuns până la ceasul de acum. Apoi spuse. Află, o Șarcane, că eu sunt singurul copil al domnului Hardopiu, stăpânul Chezarei, și mă cheamă Abrisa și am o dușmană neînduplicată pe bătrâna moma a pădurilor, care a fost toica tatălui meu și este tare ascultată și temută la domnie. Iar pricina neprieteniei dintre mine și ea este o pricină pe care îmi vei îngădui să nu ți-o povestesc, întrucât sunt băgate niște fete în povestea aceasta, ale căruia amănunte hotărât ca ai să le afli cu vremea, încât nu mă îndoiesc că muma pădurilor are să facă totul spre a mă pierde, acum mai cu seamă că am fost pricina morții căpeteniei de patrici și de oșteni, și are să-i spună părintului meu că m-am dat de parte musulmanilor, încât, pentru mine, singura hotărâre de luat, atâta vreme cât mama pădurilor mă năpăstuiește, este de a pleca departe de țara mea și de părinții mei. Și, mă rog ție, am ajutat să plec și să te porți cu mine cum m-am purtat și eu cu tine, că tu ești întrucâtva pricina celor ce s-au întâmplat. La vorbele acestea, Șarcan simți că îi zboară mințile de bucurie, iar pieptul îi se umplu și toată ființa lui în bobocii. Și spuse, pe Allah, și cine este cel ce va cuteza să se atingă de tine, atâta vreme cât sufletul mi se mai află în trup? Dar chiar vei putea tu să înduri a trăi departe de tatăl tău și de ai tăi? Ea răspunse, de bună seamă. Atunci Șarcan o puse să jure că va putea, iar ea făcu legământul, apoi adăugă. Acum inima mea s-a liniștit, dar am să-ți mai cer ceva. El spuse, și ce îmi ceri? I-a spuse. Să te întorci la Bagdad, în țara ta, cu toți oștenii tăi. El spuse. O stăpâna mea, tatăl meu, Omar al Neman, nu m-a trimis în țara rumilor decât ca să-l înfrunt și să-l biruiesc pe tatăl tău, împotriva căruia domnul Afridun al Constantiniei ne-a cerut ajutor. Întrucât tatăl tău a pus să fie răpită o corabie de bogății, de robi tineri și de trei geme scumpe de care sunt legate niște puteri vrăjite. Atunci Abriza răspunse. Liniștește-ți sufletul și luminează-ți ochii.
întrucât ia că tăcam să-ți spun eu povestea adevărată a vrăjmășiei dintre noi și Afridun. Află că noi grecii ținem în fiecare an un praznic, care e hramul mănăstirii de aici. Și în fiecare an, de ziua hramului, toți craii creștini se strâng aici de pe toate meleagurile, precum și toți cei de viță aleasă și toți neguțătorii cei mari. Și de asemenea, nu pregetă să vină și nevestele și fetele domnilor și a celorlalți. Iar praznicul ține 7 zile în șir. Ori, într-un an, am venit și eu în liota de oaspeți. Și de asemenea, era și fata domnului Afridun al Constantiniei, pe care o cheamă Safia, și care acum este cadâna părintelui tău, Omar al Neman și mama copiilor lui. Dar la vremea aceea, ea încă era copilă. Când la isprăvitul praznicului, în ziua a 7-a, care era ziua de plecare, Safia zise: "Nu vreau să mă întorc la Constantinia pe drumul de uscat, ci pe apă." Atunci s-a rânduit o corabie și Safia a coborât pe corabie împreună cu soațele sale și a pus să se încarce pe corabie toate lucrurile pe care le avea. Și au desfășurat pânzele și au plecat. Dar de-abia se depărtase corabia că vântul potrivnic s-a și ridicat și a făcut corabia să se abată de la drumul ei. Și a vrut ursita ca taman pe acele locuri să se afle o corabie mare, plină cu oșteni creștini de pe insula Cafur, în număr de 500 de frânci. Și erau toți înarmați și îmbrăcați în fier și nu așteptau decât un prilej ca acela spre a-și dobândi prada încă de pe vremea de pe când porniseră abate marea. Încât, de cum văzură corabia pe care se afla Safia, o încolțiră și își azvârliră cângile asupra ei și puseră capșa pe ea. Pe urmă, o târâră legată în urma lor și ridicară iarăși pânzele. Ce se strâni o furtună mânioasă care i-aruncă pe toți la țărmurile noastre, hârșiți. Atunci oamenii noștri se aruncară pe ei, îi uciseră pe tâlharii de mare și puseră gabja la rândul lor pe 60 de fetișcare, printre care se afla și Safia, și pe toate bogățiile grămădite pe corabie. Pe urmă veniră să le aducă pe cele 60 de copilandre în dar domnului de la Chezarea, părintele meu, și păstrară bogățiile pentru ei. Atunci tatăl meu alese pentru el pe cele mai frumoase 10 fete, iar pe cele rămase le împărți celor din alaiul său. Pe urmă, dintre cele 10, alese 5 cele mai frumoase și le trimise ca peșcheș sultanului Omar al Neman, părintele tău. Și printre acelea 5 se afla și Safia, fiica domnului Afridun. Dar noi nici habar nu aveam, întrucât nici ea, nici nimeni nu ne dezvăluise nici cinul, nici numele ei. Și astfel, o șarcane, Safia ajunse ca dâna sultanului Omar al Neman, părintele tău. Și de altminteri, ea i-a fost trimisă împreună cu multe alte lucruri, precum mătăsării, lânării și horbote grecești. Ci iacătă că la începutul acestui an, tatăl meu primi o scrisoare de la tatăl Safiei, domnul Afridun. Și în scrisoare erau lucruri pe care chiar nu pot să ți le rostesc, dar erau spuse și acestea pe deasupra. Acum 2 ani ai luat de la niște tâlhare de mare 60 de copile, între care și fata mea Safia. Și numai acum aflu, căci tu nu mi-ai dat nimic de știre, origă Hardobiu. Și aceasta e cea mai mare ocară și cea mai mare rușine pentru mine, asupra mea și împrejurul meu. Dacă dar nu vrei să te socot vrăjmaș al meu, ești dator de îndată ce vei primi scrisoarea mea, să mi-o trimiți îndărăt pe fiica mea Safia, neatinsă și nevătămată. De nu, și dacă vei zăbovi trimiterea ei, vei fi socotit precum ți se cuvine și pedepse amarnice împotriva ta vor fi luate de mânia și de dușmânia mea." Încât, după ce tatăl meu citi scrisoarea, fu cuprins de o mare nedumerire și de o mare tulburare, dat fiindcă tânăra Safia fusese trimisă peșcheș părintelui tău, Omar al Neman, și nu mai era nicio nădejde ca ea să mai fie cumva neatinsă și nevătămată, dat fiind că și fusese făcută mamă de către sultanul Omar al Neman, într-o clipită de altminteri și fără nazuri dintr-una ori din cealaltă parte. Iar noi priceporăm atunci că aceasta era o mare năpastă, iar tatăl meu nu mai avea altă cale de scăpare decât o scrisoare către domnul Afridun în care îi înfățișa împrejurarea, cerându-și multă iertăciune pentru neștiința în care fusese în ce o privea pe Safia și făcându-i totodată un potop de jurăminte.
La primirea scrisorii de la părintele meu, domnul Afridun fu năpădit de o turburare amarnică. Se sculă și iar șezu jos și se frământă și spumecă și spuse: este oare cu putință ca fiica mea, cea căreia toți domnii creștinii râvnesc cu metria și mâna, să fie ajuns roabă printre roabele unui musulman și ea să se fi plecat poftelor lui și să-i fi slujit la șternut fără de senet legiuit? Ci pe Mesia am să revărs asupra celui musulman, hândrălăul acela nesățios la femei, o plată de care au să vorbească multă vreme și răsăritul și apusul. Și atunci Riga Afridun, o șarcane, chipzui să trimită sol la părintele tău cu peșcheșuri bogate și să-l facă a crede că ar fi în război cu noi și să-i ceară ajutor. Dar, în fapt, era numai spre a te face să cazi tu, o șarcane, și cei 10.000 de călăreți ai tăi într-o capcană cu care să-și mulțumească răzbunarea precugetată. Acum, în ceea ce privește cele 3 geme fermecate care sunt înzestrate cu atâtea puteri, ele nu s-au pierdut. Se aflau în stăpânirea Safiei și au căzut în mâinile tâlharilor de mare și apoi în mâinile tatălui meu, care mi le-a dat în dar, iar eu le am și am să ți le arăt. Dar deocamdată tu trebuie, înainte de orice, să te întorci la călăreții tăi și să iei cu ei calea Bagdadului îndărât, mai degrabă decât să cazi în lațurile domnului de la Constantinia și înainte ca toate drumurile să vă fie tăiate. După ce auzi vorbele acestea, Șarcan luă mâna a Brizei și o duse la buze și zise: mărire lui Allah într-o făpturile sale! El te-a scos în calea mea ca să fii temeiul mântuirii mele și al mântuirii tovarășilor mei. Ci, o prea dulce și îndatoritoare domniță, eu nu mai pot să mă despart de tine și mai cu seamă după toate câte s-au petrecut, nu aș mai putea să îndur ca tu să rămâi singură, singurică aici, întrucât habar nu am ce ar putea să ți se întâmple. Hai, Abriza, să mergem la Bagdad. Și Abriza, care abusese răgazul să chibzuiască, îi spuse: o, șarcane, tăzur să pleci tu mai întâi și să pui mâna pe solii lui Afridun, care se află în inima corturilor tale, și să-i silești a mărturisi adevărul. Și în felul acesta ți se vor adeveri și spusele mele. Iar eu, până nu se vor scurge 3 zile, am să vin după tine și la oaltă avem să intrăm în Bagdad. Pe urmă se ridică și se duse lângă el și îi luă între palme capul și îl sărută, și șarcana și-și dărea. Și ea plânse lacrimi puhoi, plânse-te de să se topească pietrele. Iar Șarcan, văzând acei ochi care plângeau, fu încă și mai înduioșat și mai îndurerat. Și plânse asemenea îmbelșugat și prociti stihurile: îmi tot ștergeam cu dreapta mohorât la despărțire ochii, iar cu stânga o cuprinsesem strâns pe după gât. Și i-am șoptit fios, curmându-mi tânga: au, nu te temi că mă dai de ocară femeilor din trib? Ca despărțirea nu poate fi ocară mai amară, când tai în două, despărțind iubirea. Și Șarcan se despărți de Abriza și ieși din mănăstire și încălecă iarăși pe bidiviul său pe care două fetișcane îl țineau de frâu și plecă. Trecu podul cu lanțuri de oțel și se afundă printre copacii pădurii și într-un sfârșit ajunse la luminișul din inima codrului. Și nici nu apucase el să ajungă bine acolo, că și văzut 3 călăreți dinaintea lui, opriți dintr-o dată din goana cailor. Și își trase paloșul cel fulgerător și își făcă pavăza gata de izbire. Dar deodată îi cunoscu și îl cunoscură și ei, întrucât cei 3 călăreți erau vizirul Dandan și cei 2 emiri de seamă din alaiul său. Atunci cei 3 călăreți puseră sprinte în piciorul la pământ și veniră cuvincioși să-i ureze bună pace lui Șarcan, feciorul sultanului, și îi mărturisiră toată grija în care lipsa lui aruncase oastea. Iar Șarcan le istorisi întâmplarea cu toate amănuntele ei, de la început până la sfârșit, precum și apropiata venirea domniței Abriza și vânzarea măsluită de trimișii lui Afridun, și le spuse: s-ar prea putea ca ei să se fi prilejuit de lipsa voastră a tustreiora ca să fugă și să se ducă să-l vestească pe domnul lor de venirea noastră pe pământurile sale.
Și acum, cine știe dacă oastea lor nu o va fi nimicit pe-a noastră? Cât mai iute să dăm fuga în mijlocul luptătorilor noștri! Și pe dată, în goana cailor, ajunseră în valea unde erau așezate corturile. Iar acolo stăpânea rânduiala, dar trimișii pieriseră într-adevăr. Atunci, de grabă, ridicară tabăra și purceseră către Bagdad. Și peste câteva zile, ajunseră la cele din tâi fruntarii cunoscute și așa că se văzură la scuteală. Și toți mărginenii din partea locului zoriră a venit să ducă merinde pentru ei și nutreți pentru cai. Și se odihniră în locul acela o toană de vreme și plecară iarăși. Șarcan încredință vizirului Dandan căpitania peste toată oastea de dinainte și nu opri cu el ca oaste de încheiere decât 100 de călăreți pe care îi alese tot unul și unul din lamura tuturor călăreților. Și lăsă oastea să-i o ia înainte cu o zi întreagă, după care purcese și el la drum cu cei 100 de viteji ai săi. Și după ce străbătură ca la vreo 2 parasangi, adică vreo 10 kilometri, ajunseră la o posadă îngustă, așezată între niște munți înalți. Și de-abia ajunseră acolo că și văzură la celălalt capăt al posadei o pulbere deasă ce se apropia iute și apoi se risipi spre a lăsa să se ivească 100 de călăreți năprasnici precum leii și ascunși vederii sub platoșele de zale și sub obrăzarele de oțel. Iar când călăreții ajunseră atâta de aproape cât să li se audă glasul, strigară: Descălecați de pe cai, musulmanilor, și dați-vă în mâinile noastre lepădându-vă de arme și de cai, caltminteri, pe Mariam și pe Iohana. Sufletele voastre nu au azăbovit să-și ia zborul din trupurile voastre. La vorbele acestea, Șarcan văzu lumea cum se negurează dinaintei și ochii lui zvârliră fulgere de mânie și obrajii se aprinseră și strigă: O, câini de creștini! Cum de va demenița ne amenința după ce ați avut putezanța să pășiți peste fruntariile noastre și să ne încălcați pământurile? Și nu numai atâta, dar mai veniți să ne aruncați și asemenea vorbe. Și cugetați voi acum că puteți să scăpați teferi din mâinile noastre și să vă mai vedeți țara! Zise și le strigă vitejilor săi: O, drept credincioșilor, repeziți-vă pe câinii aceștia! Și el cel din tâi, Șarcan, năvăli asupra dușmanului. Atunci, cei 100 de călăreți al lui Șarcan, în goana mare a cailor, năvăliră asupra celor 100 de călăreți frânci și cele două trâmbe de oameni se încleștară cu inimile mai tari decât stânca. Și oțelele se izbiră cu oțelele și paloșele cu paloșele și loviturile începură să curgă dărăbănind ca ploaia și trupurile se înlănțuiră cu trupurile și caii se ridicară în două picioare și se prăvăliră greunatic peste cai și nu se mai auzi niciun alt vuie decât zângănitul armelor și izbitura năprasnică a fierului cu fierul. Și lupta ținu așa până la apropierea serii și a negurilor nopții. Numai atunci cele două tabere se despărțiră și se putu face socoata. Și Șarcan nu găsi printre oamenii săi pe niciunul care să fi dobândit vreo rană grea. Atunci zise: O, tovarășilor, știți că eu toată viața mea am năierit pe marea bătăliilor vuitoare în care se întreizbesc valurile de paloși și de darde. Și am înfruntat destui viteji, dar eu încă nu am dat vreodată peste niște voinici atâta de destoinici, peste niște oșteni atâta de vașnici și peste niște viteji atâta de bărbați ca potrivnici de acum. Ei atunci îi răspunseră: Șah Șarcane, vorba ta adevăr grăiește, dar pe deasupra să știi că printre acești oșteni creștini se află căpetenia lor care este cel mai minunat dintre toți și cel mai viteaz. Și apoi, ori de câte ori vreo unul dintre noi nimerea dinaintea lui, el se abătea ca să nu-l ucidă și îl lăsa să scape de la moarte. La vorbele acestea, Șarcan fu cuprins de mare mirare. Pe urmă zise: Mâine avem să ne rânduim și să încolțim, întrucât suntem 100 împotriva 100 și avem să cerem de la stăpânul cerului biruința. Și cu hotărârea aceasta se culcară toți în noaptea aceea. La rândule, creștinii se strânseră împrejurul căpeteniei lor și ziseră: Chiar că nu am putut astăzi să le venim de hac. Iar căpetenia le spuse: Da, mâine avem să ne rânduim și să-i doborâm unul câte unul. Și cu hotărârea aceasta,
se culcară așijderea. Încât, de cum sclipiră zorii și luminară lumea cu lumina lor și se ridică soarele deopotrivă peste chipul celor pașnici și al celor războinici și-i dete binețe lui Mahomed, giuvaierul tuturor nestematelor, Craiul Șarcan încălecă pe calul său, păși între cele două șiruri ale călăreților săi rânduiți și le grăi. Iată că dușmanii noștri stau în rânduri de bătaie. Să pornim asupra lor, dar numai unul împotriva câte unuia singur. Și dintr-un tâi, unul dintre voi să iasă din rânduri și cu glas mare să-l cheme pe unul dintre oștenii creștini la luptă piept la piept. Pe urmă, fiecare la rândul să purcea de la luptă asemenea. Atunci, unul dintre călăreții lui Șarcan ieși din rânduri și își îndemnă calul către vrăjmaș și strigă: O, voi toți! Se află printre voi vreun luptător? Se află vreun voinic îndeajuns de voinic cât să se învoiască astăzi să se lupte cu mine? Abia ce rosti el vorbele acestea, că și ieși dintre creștini un călăreț îmbrăcat numai în arme și în fier, în mătase și în aur. Și era călare pe un cal sur și avea o față bujorie cu obraji neadumbriți de barbă și își îndemnă calul până în mijlocul câmpului de luptă și cu spada ridicată se năpusti asupra voinicului musulman și dintr-o lovitură de lance îl și tăbără din șa și îl sili să se dea prins și luă rob supus în vuietul țipetelor de izbândă și de bucurie ale oștenilor creștini. Și pe dată, un alt creștin ieși din rânduri și păși până la mijlocul meidanului în întâmpinare altui musulman care se afla acolo și care era frate cu cel înrobit. Și cei doi viteji purceseră la luptă, iar lupta nu zăbovia se încheia cu biruința creștinului, întrucât prilejuindu-se de o greșeală a musulmanului care nu știuse să se ferească, îi alduise o lovitură cu mânerul lăncii care îl doborâse din șa și îl luă prins. Și urmară tot astfel să se măsoare și de fiecare dată lupta se isprăvea cu înrobirea câte unui musulman biruit de către creștin și așa până la căderea nopții și la înrobirea 20 de oșteni dintre musulmani. Când văzu atare urmare, Șarcan rămase tare mohorât și își strânse tovarășii și le zise: Cele ce ni s-au întâmplat nu vi se par până peste poate de nemaipomenite, încât chiar mâine voi să purced eu însumi dinaintea vrăjmașului și s-o chem la luptă pe căpetenia creștinilor. Și am să văd apoi pricina care l-a împins să ne calce moșia și să ne înfrunte. Și dacă nu va vroi să ne lămurească, avem să-l omorâm. Iar dacă va primi în voilele noastre, avem să facem pace cu el. Și cu această hotărâre se culcară toți până dimineața. Atunci Șarcan, de mult călare, purcese singur către rândurile vrăjmașilor. Și văzu cum vine din mijlocul celor 50 de oșteni coborâți de pe caii lor un voinic care nu era altul decât chiar căpetenia creștinilor. Purta îmbolduită la umeri o mantie de atlaz albastru care flutura pe deasupra unei cămăși de sârmă cu zalele dese și rotea în mână o spadă ca din oțel indienesc și călărea pe un cal negru ce avea fruntea înstelată de o pată albă mare cât o drahmă de argint. Și voinicul acela avea un chip fraged de copil, cu obrajii rumeni și neprihăniți de vreun fir de păr, și era frumos cum e luna când se ridică mândră de sub geana răsăritului. Când ajunse în mijlocul meidanului, călărețul cel tânăr îi strigă lui Șarcan în limba arabească cu grăirea cea mai curată și îi spuse: O Șarcane, o fiu al lui Omar al Neman, cel care domnește peste târguri și cetăți și peste băștii și turnuri, gătește-te de luptă, întrucât are să fie aprigă. Și de vreme ce tu ești căpetenia lor tăi, iar eu sunt căpetenia lor mei, de acum rămâne înțeles că acela care va fi biruitor în această luptă îi va lua ca plean pe ostașii biruitului și le va fi stăpân netăgăduit. Dar Șarcan, cu inima doldora de mânie, își și repezise bidiviul asupra creștinului asemenea leului întărâtat. Și se izbiră unul de altul cu o izbitură vașnică și loviturile trosniră. Și ai fi gândit că vezi cum se întrelovesc doi munți, oricum că se întrepătund cu vuiet două mări care s-au întâlnit deodată. Și nu conteniră să se înfrunte de cu dimineață până în negura nopții. Și atunci se descleștară și fiecare se întoarse în mijlocul alor săi. Atunci Șarcan le spuse soților lui: În viața mea nu am întâlnit asemenea luptător.
Dar ceea ce am găsit la el mai uluitor este obiceiul pe care îl are, ori de câte ori potrivnicul să rămâne descoperit, de a nu-l răni, ci numai de a-l atinge ușor în locul descoperit cu smânceaua lâncii. Și nu mai pricep nimic din toată năzdrăvănia aceasta, dar ar fi de râvnit să fie mulți războinici de-ai noștri dăruiți cu atare vitejie. Și a doua zi se purcese iarăși o luptă la fel, ci fără mai multă dobândă. Și într-a treia zi, iată ce se întâmplă. În dricul luptei, creștinul cel tânăr și frumos își slobozi pe neașteptate calul în goana mare și îl opri deodată și îl smucine de pace din hățuri. Atunci calul se ridică în două picioare, iar tânărul se descumpăni din șa și se prăbuși la pământ. Atunci Șarcan sări jos de pe calul său și cu palșul ridicat se năpustie asupra potrivnicului și vru să-l spintece. Dar creștinul cel frumos strigă: ori așa se poartă vitejii? Sau în acest fel poruncește galanteria să te porți cu femeile? La vorbele acestea, Șarcan, uluit, se uită cu luare aminte la oșteanul cel tânăr și, cercetându-l bine, cunoscu că e domnița Abriza, întrucât era chiar domnița Abriza, cea cu care îi se întâmplase la mănăstire ceea ce îi se întâmplase. Atunci Șarcan își aruncă paloșul cât colo și se temeni dinaintea fetei și sărută pământul dintre mâinile ei și îi spuse: da, pentru ce oare o domniță toate astea? Ea îi spuse: am vrut să te încerc eu însumi pe un câmp de bătălie și să văd măsura dărziei și a vredniciei tale. Și află că toți oștenii mei, cei 100 care i-au înfruntat pe ai tăi, sunt fete și fecioare și ale mele. Iar cât despre mine, de n-ar fi fost calul care s-a ridicat în două picioare, ai cam fi văzut-o și alte lucruri rău, Șarcane. Iar Șarcan zâmbia râde și răspunse: slavă lui Allah, cel care le ne-a adunat iarăși la un loc, o domnița Abriza, o domnița vremurilor. Iar domnița numai decât le dădu soațelor ei porunca de plecare și îi înturnă lui Șarcan cei 20 de prinși, unul câte unul. Și toți veniră să îngenuncheze dinaintea ei și sărutară pământul dintre mâinile sale. Iar Șarcan se întoarse spre copilele cele mândre și le spuse: sultanii s-ar socoti norociți de ar putea să se sprijine pe o ceată de voinici precum sunteți voi. Pe urmă se ridicară taberele și cei 200 de călăreți luară la olaltă drumul Bagdadului și merseră astfel 6 zile întregi, la capătul cărora văzură strălucind în depărtare slăvitele minarete din cetatea păcii. În clipita aceasta a istorisirii sale, Șehrezada văzu că se luminează de ziua și